Moldovia și Basarabia istorică au câteva puncte comune inedite. La Chișinău a fost lansată o carte despre regele suedez Carol al XII-lea, care în secolul al XVIII-lea și-a petrecut câțiva ani din viață pe teritoriul satului Varnița din Republica Moldova. Carol al XII-lea a urcat pe tronul Suediei la vârsta de 15 ani, imediat după moartea tatălui său. Trei ani mai târziu a plecat la război împotriva Rusiei, Saxoniei și Danemarcei, Norvegiei, țări care au creat în acele vremuri o coaliție împotriva Suediei. Pierzând bătălia de la Poltava, este nevoit să se refugieze pe teritoriul Imperiului Otoman, iar Principatele Moldovei fiind sub suzeranitatea Imperiului Otoman, îi oferă această găzduire și se întâmplă că regele conduce statul său Suedia sau practic își mută capitala Stockholm aici la Varnița, la Tighina, trei ani și jumătate a staționat aici. În tabăra lui Carol al XII-lea au fost mai mulți soldați români care au constituit vârful de lanci al armatelor suedeze. El a vrut de fapt să stea numai 8 zile aici, ca să se întremeze, să se refacă în urma acestei înfrângeri. El a vrut de aici să se ducă în Polonia cu sprijin turc, să se unească cu armatele pe care le lăsase acolo la regele polonez Stanislaw Leszczynski și să repornească războiul împotriva țarului Petru I. Cartea Refugiul regelui suedez Carol al XII-lea a fost scrisă în 8 ani și a fost lansată inițial în limba germană. Aceasta poate fi găsită în toate librăriile din Republica Moldova.